Violinistul Vlad Stănculeasa și pianistul australian James Maddox au susținut un recital de excepție în cadrul Conservatorului Regal de Muzică din Paris, din Madrid, pentru a promova festivalul și concursul internațional George Enescu, care va avea loc la finalul lunii august în România. Cei doi artiști au interpretat Schubert, Brahms și Enescu în cadrul celei mai importante și vechi instituții de educație muzicală din Spania, fondată în anul 1830 de regina Maria Cristina. Stănculeasa, unul dintre laureații concursului Enescu, cântă la un Sanctus Serafino din 1739, care a aparținut lui George Enescu și marelui său elev Yehudi Menuhin. Evenimentul a fost organizat de ICR Madrid cu sprijinul Ambasadei României și al Ministerului Culturii.